O idee foarte bună este să învățați să vă alegeți luptele. În limba engleză sună foarte bine, choose your battles. Adică ai grijă în ce te bagi, ai grijă ce alegi să faci, ai grijă în ce îți folosești energia, în ce îți consumi energia sau mai grav în ce îți irosești energia. Încercați să treceți mai repede dinspre această parte a irosirii în cealaltă a economisirii și a dozării energiei. Sigur, de mici suntem învățați să facem multe, repede, bine, să ne băgăm, să ne implicăm în toate și pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne dăm seama cât de important este timpul. Că până la urmă, timpul este cel mai valoros, cel mai de preț în orice condiție. Asta dacă știm să-l folosim așa cum trebuie. Dacă nu-l folosim chiar așa cum trebuie, asta este. Ei bine, la ce ajută lucrul acesta? Ajută la ajunge implicit să fii mai pozitiv, mai optimist. Pentru că în momentul în care ne băgăm în unele lucruri care ne irosesc în mod inutil energia, chiar dacă noi încercăm să ajutăm, să facem un lucru bun, sunt unele persoane care nu neapărat că nu pot fi ajutate, dar au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la această concluzie că au nevoie de ceva ajutor. Și atunci, ce putem face? Să fim mai calmi, pentru că odată ne dăunează nouă și la nivelul nostru de optimism, a doua la mână, noi dacă suntem mai puțin creativi, productivi, inspirați, zâmbitori și așa mai departe, vom putea ajuta mai puțin pe alții și vom putea face mai puține din direcția lucrurilor care ne interesează. Și atunci, da, este extraordinar de bine să ajungem să ne dozăm timpul și energia așa cum trebuie. Aici sunt povești și nu doar povești, lucruri reale extraordinar de interesante și Andy Sekely vorbește despre acestea, Anthony Robbins la fel vorbește. Sunt de fapt mulți oameni care sunt interesați de partea aceasta de dezvoltare personală. Nu mai zic de Brian Tracy, care este renumit la partea aceasta de management al timpului. Un lucru știu să vă zic sigur, se poate aplica și în această direcție a optimismului, a pozitivității, pentru că dacă sunteți obosiți, surmenați mai tot timpul, acesta este motivul. Vă implicați în lucruri care nu vă aduc satisfacțiile care le doriți. Nu vă ajută îndeajuns de mult și nu vă fac să creșteți și să evoluați îndeajuns de mult. Așadar, mult succes în această direcție, căutați mai multe lucruri despre dozarea timpului și choose your battles wisely. Succes!